Stimați credincioși, astăzi 23 august, suntem împreună pentru a citi Biblia și astăzi am ajuns la 1 Corinteni, capitolul 5. Acest capitol inițiază o nouă secțiune care dezbate problemele morale din Biserica din Corint, în special în capitolul 5, un caz de imoralitate și refuzul conducătorilor bisericii de a se ocupa de cel vinovat, fiind într-o stare de mulțumire de sine și laxism în ce privește moralitatea. Capitolul 5 are trei secțiuni împărțite astfel. De la versetul 1 la versetul 5, prima secțiune, apostolul arată că păcătosul trebuie confruntat. Interesant că membrii bisericii aveau cunoștință de acest caz de incest declarat. Și chiar dacă Corintul era un oraș imoral, nici chiar între oamenii din Corint nu s-a mai pomenit de așa ceva. Cei din biserică, ignorând păcatul și lovându-se cu libertatea și toleranța pe care o manifestau, probabil din dragoste, i-ar fi trebuit să fie plin de întristare și de mâhnire din cauza acestui păcat până într-acolo încât să-l dea afară pe omul respectiv. Pavel cere o măsură disciplinară, scopul acesteia fiind ca duhul acestui om să fie mântuit. Observăm că întreaga biserică trebuie să fie implicată în această măsură disciplinară cu rol de îndreptare și nu de pedepsire. A doua secțiune, de la versetul 6 la versetul 8, apostolul arată măturarea lotului cel vechi, pentru că este nevoie de sfințire. Aroganța corintenilor a afectat întreaga comunitate și Pavel dorește ca fiecare dintre ei să măture aluatul cel vechi cu toate atitudinile greșite, astfel încât să arate ceea ce sunt ei cu adevărat, și anume o făptură nouă în Hristos și deci sfinți, fără aluat. Aluatul produce fermentarea, așa că Biblia folosește adesea aluatul ca o imagine sau ca un simbol al degradării spirituale, morale sau al altor lucruri rele care se răspândesc în toată biserica. După cum puțin aluat dospește toată plămădeala, tot astfel, puțină toleranță în mijlocul lor față de orice păcat, poate să încurajeze pe ceilalți membri ai adunării să ia parte la păcat, până ce întreg trupul este contaminat și păcatul întrerupe părtășia cu Dumnezeu. A treia secțiune este de la versetul 9 la 13, arată că creștinii care păcătuiesc trebuie disciplinați. Pavel știa cât de imoral erau păgânii din Corint și știa că atunci când l-au primit pe Hristos, aveau nevoie să-și pună viețile în ordine. Astfel, într-o epistolă anterioară care nu s-a păstrat, el le-a scris să nu se asocieze cu oameni implicați în tot felul de imoralități sexuale. Acum el clarifică aceste lucruri, spunând că s-a referit nu la păgânii din lume, ci la cel care se numește credincios, dar care era din obișnuință un imoral sau lacom, răpăreț sau închinător la idoli. Apostolul era preocupat de puritatea bisericii, dar Pavel nu a considerat că este treaba lui să-i judece pe necredincioși, pe cei din afara bisericii. Misiunea lui nu a fost să condamne lumea, ci să caute mântuirea lor prin Hristos. Credincioșii din Corint aveau responsabilitatea să judece pe toți cei ce făceau parte din adunarea lor, care distruge acea puritate. Să dea afară din mijlocul lor pe răul acela care continuă să trăiască în păcatul imoralității. Biblia vrea ca să vedem gravitatea păcatului. Acest lucru trebuie subliniat și astăzi, încât societatea și-a pierdut perspectiva morală. Un procentaj ridicat din societatea europeană nu mai cred în absoluturile morale. Și când societatea se neacă în individualism, valorile sunt date pur și simplu de ceea ce dorește cineva și ce consideră a fi important. Biserica nu trebuie să se complacă în situațiile în care există păcat și rău. Aceasta este ideea principală a acestui pasaj. Nici o biserică nu poate să elimine complet păcatul din mijlocul ei, pentru că nu există oameni perfecți. Dar acolo unde există păcat și rău, acesta trebuie confruntat și corectat. O atitudine lipsită de seriozitate sau una permisivă față de păcat va distruge atât vieți cât și biserici. Fiecare societate are reguli care guvernează comportamentul membrilor ei și societățile cele mai respectate și onorabile îi confruntă pe membrii care încalcă sistematic regulile societății. Biserica, mai mult decât orice societate, nu trebuie să se complacă și să fie lipsită de seriozitate când vine vorba de un păcat care dăunează bisericii și vieții oamenilor și care este făcut la vedere și cunoscut de toți. Domnul Dumnezeu să toarne înțelepciune peste slujitori, peste membrii bisericilor, să înțelegem că păcătosul trebuie confruntat, să măturăm aluatul vechi, să ne sfințim cu toții
și să trăim în curăție și adevăr. Domnul să ne ajute la aceasta.